Da, am revenit în direct. Vă reamintesc invitatul meu din această emisiune, domnul Ion Barbu, președinte de Asociație de Locatari și șef, fost consilier local. Începe partea a doua citind ultimele mesaje venite de la dumneavoastră. Întreabă cineva cum rămâne cu promisiunile de eradicare a țigăniei de la piață. Domnul Boșcodeală și viceprimarii ne-au promis de mai multe ori, dar nu s-au ținut de cuvânt. Cum rămâne, domnul Barbu? La anul și la mulți ani. Din păcate, populația sau cei care tot trag semnale de alarmă nu vor primi un răspuns, nu știu, deși ar trebui acum în perioada asta. Răutăcioși și zic că ăia votează și e și mulți ăia de votează. E adevărat. Deci e clar că e o problemă aici. O problemă destul de veche. Iar acum în campania electorală ei vor cântări, cei din primărie, cui să-i dea un credit celor care sunt acolo sau celor care sesizează lucrurile astea. Dar clar că în cei care sesizează nu au încredere cei din primărie și nu le vor ține parte. Ce e de făcut la restaurantul O'Brothers? Ăsta ăla de lângă contactoare sau de la contactoare ne-a ocupat trotuarul. Clienții seara sunt mașini pe două rânduri. Cum ziceam mai devreme, dar bănuiesc că pe trotuarul ăla altul, dacă pe ăla unde s-au pus stâlpișori nu mai au cum să parcheze, nici locatarii nu mai au unde parca mașinile, în schimb patronul a construit un loc de joacă unde era parcarea. Da, păi nu știu, am spus, să pună stâlpișori și pe partea elaltă, dar eventual tot nu sunt mulțumiți locatarii de acolo că nu mai pot parca nici mașinile. Da, și în spate, pe acolo, înțeleg că nu e asfaltat. Cine l-a pus pe domnul Boșcodeală să fure? De asta are probleme acum, dacă a furat să plătească, zice un telespectator. La intrarea în parcul Marghiloman, dinspre Dorobanți, o adevărată groapă de gunoi cu peste 10-15 câini care ne pun în pericol copiii. Terenul parcului a fost vândut, dar măcar noi proprietari să-l țină curat, zice cineva. Da, din păcate asta cu câinii nu se poate rezolva. Din câte am înțeles, va fi din ce în ce mai rău. Că, da. Până și șeful adăpostului, doctorul veterinar, și-a dat demisia. Că nu mai poate. Situația devine din ce în ce mai critică, nu numai pentru că cei care erau, ca și câinii care erau în oraș până la o anumită dată, nu pot fi luați, mai sunt și alții care au apărut în anumite zone și vorbesc de Munirii Sud în mod special, au apărut o haită de câteva zile acolo și ne punem întrebarea, în condiții în care deja a început să atace copiii, ne punem întrebarea când vor fi luați de acolo, pentru că e riscul să avem probleme mari cu copiii acolo. Da, încă un telefon în direct. Am rugăminte la cei care sună în partea a doua să fie foarte scurți în intervențiile dânșilor, că încercăm să prezentăm și noi mai multe subiecte. Avem și mesaje care ne roagă să mergem ceva mai în viteză. Bună seara! Domnul Araș, bună seara, domnul Barbu. Foarte scurt, referitor la întreținerea scumpă de la vlocuri. Deci, da. Treaba cu apa de la RAM, părerea mea este că contoarele din subsolul blocurilor sunt absolut corecte. Gândiți-vă că aceleași contoare sunt puse și la case. Uitați-vă. Nu, lăsați-mă să vorbesc. Păi da. Există o reclamație de consum aiurea facturat la o casă particulară în Buzău? Nu există. Simplu. Acolo nu sunt alte contoare după ăla. Păi domnule, aici devine de modul în care proprietarii după scară să înțeleg să dea corect chitirile. Nu. Dacă aparatele nu este corect. Adevărat. Nu este adevărat. De ce nu și este vă adevărat, spun de ce. Domnule? Am început mai devreme. Încerc scuze. Stați un pic. Să știți că nu este de la apă. Alo? E punctul dumneavoastră de vedere. Dar deci, nu, stați puțin. Luna asta au venit acele revizii cu ascensoarele care costă enorm. La blocurile care au multe apartamente pe palier sunt destul de suportabile. Dar, de exemplu, la un bloc la care are 10, 12, 14 apartamente pe o scară, costurile cu astfel de revizie sunt peste 1 milion numai de apartament. Deci de aici vin aceste mari. Legislația asta idiotă în care s-a privatizat șcirul și vine cu aceste revizii obligatorii și cu prețurile pe care le pun ei obligatorii, asta ne omoară. La asociație am plătit până acum, într-un an de zile, 3 astfel de revizii. Ziceți dumneavoastră că de la lift ar fi... Nu, da. Înțeleg. Uitați-vă dacă luna viitoare să mai aveți aceeași întreținere. Da, o să mă uit. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Nu are dreptate. Da. Pentru că am spus de nenumărate ori.
În momentul în care s-au modernizat rețeaua de alimentare cu apa blocurilor, s-au subdimensionat toate coloanele de alimentare. Era pe o țeavă de 60 și ceva, 70 de milimetri în diametru, era montat un apometru, un aparat de măsură al companiei de apă. Acel aparat de măsură era aproape egal ca și consum de apă cu însumarea tuturor contoarelor din apartamente. De când s-a subdimensionat, deci e la jumătate, țeava de alimentare a blocurilor turn în mod special, și am spus și mai devreme același lucru, cantitatea de apă înregistrată de acel aparat de măsură este cu 20-30% mai mare decât din însumarea celor din apartamente. Tot ceea ce spune dânsul... Bineînțeles, odată ce ai subdimensionat viteza, am spus mai devreme, în anumite ore, dimineața, seara, este mult mai mare prin acel consumă aparat. Mai mult, și e posibil, arată mai mult. Arată. Am încercat să-l duc la metrologia de stat un aparat de genul ăla. Nimeni nu poate să-ți asigure un control atât cât ar fi corect să-l facă, pentru că nimeni nu știe punctual ce se întâmplă în intervalul 6-8 într-un bloc, decât dacă te duci acolo și măsori la fața locului, dimineața și seara. Că dacă luăm o cantitate, ca am spus mai devreme, care a trecut în 24 de ore sau în 30 de zile prin aparatul respectiv, o să constați că e bine să ai un aparat de măsură și o țeavă de alimentare cu acele dimensiuni. Dar de vârfurile astea de consum, nimeni nu spune. Aparatele, apometrele din apartamente, e drept. Ei sunt într-o clasă de precizie mai mică. Dau erori. Dar erorile care le dau nu sunt așa de mari. Și a venit cu golănia aia. Cum că aparatele de măsură din apartamente, deși au fost verificate, să scape compania de apă de această... Erau procese. Să scape de procese, le-au transformat prin președintele ANRSC, Buzoian fiind, în repartitoare de costuri. Iar acum repartitorul de costuri nu e un aparat de măsură, e un aparat orientativ. Și poți să-i pui omului tot ceea ce vrei și nu vrei acolo. Da, alte mesaje de la telespectator. Ne zice cineva că ăla care zice că Boșcodeală a furat, să dovedească. Boșcodeală n-a furat nimic, să fie clar. Ai dracu ce ne-am făcut, zice un, cred că are și simțul umorului, sau s-a enervat foarte tare telespectatorul nostru. Al mesaj, apometrul principal e de tip C, model nou, ăla de la bloc, de la branșament, iar în apartamente sunt modele mai vechi. Trebuie și în apartamente să montăm același tip de apometru de tip C, doar că, din păcate, e mai scump, zice cineva. Da, aici să știe că am tot discutat, e nevoie eventual să facem o instalație. Ăla? Păi nu, am văzut, sunt câteva blocuri în oraș care au făcut lucrul ăsta. Chiar săptămâna trecută am vizitat un bloc de genul ăsta. Pe casa scării există o conductă, așa, făcută, trasă de locatarii blocului, dar problema este de ce să cheltuie oamenii să facă lucrul ăsta și nu compania de apă, așa cum a făcut electrica, așa cum au făcut cei de la gaz. Bun, haideți să vedem și câteva fotografii trimise de telespectatorii noștri, în mare viteză le urmărim și pe acestea. Iată, cu stâlpișori ăștia ne-a trimis cineva o fotografie, ăștia de la pe strada Amesteacănului, de la clubul respectiv. Din câte văd pe partea elaltă, nu, sunt și sunt mașini parcate. Așa e, bun. Mergem mai departe. Astea nu sunt niște OZN-uri, dar sunt niște fotografii de la Cernătești, din satul Fulga. Ne-a trimis cineva și în timpul zilei și în timpul nopții. Înțeleg că s-a dat foc pe acolo, incendiu din ăsta de vegetație. Mulțumim telespectatorului nostru. Așa, altă fotografie de undeva de la țară. Înțeles că este fotografia asta din comuna Racovițeni. Ne și scrie telespectatorul nostru, asta este casa în care locuiește un om din, incredibil, aici locuiește, se numește Bercea Marin, locuiește de 25 de ani singur, este necăsătorit, nu are nici copii, singura cameră locuibilă, din câte înțeleg, din această casă, vă dați seama că nu are curent, nu este alimentată la energie.
Casa asta este pe undeva între copaci și dealuri, undeva izolat. Omul respectiv a fost și bătut și agresat de oameni care, în loc să-i ofere ajutor, dimpotrivă îi mai și fură din bani, din mica pensie pe care o are respectivul. Are un singur animal așa în gospodărie. Asta e vorba de o pisică, din câte înțeleg, care doarme în același pat cu omul respectiv, mănâncă din aceeași farfurie, evident, aceeași mâncare. Doarme îmbrăcat gros în această perioadă și învelit cu foarte multe pături ca să nu înghețe. Deci, încă o dată spun, la Racovițeni îndăduse telespectatorul nostru și satul Budrea, ceva de genul ăsta. Ăsta este omul. Poate, cine știe, cei de pe la asociațiile astea umanitare, Crucea Roșie, Crucea Galbenă și așa mai departe, ajung și la omul ăsta să-i dea câte ceva, măcar de ale gurii pentru a putea trece și o peste iarnă sau să aibă un trai mai bun. Ultimul telefon în direct din această emisiune, bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Aș vrea să, cum zice, să-l întreb pe domnul Barbu. Da. Aș fi tare curios, în străinătate mai sunt asociații? De proprietari? Da. Nu știu decât cazul Poloniei, unde sunt. Așa, pentru că a plecat, cum îi zice, am plecat după 90, a plecat părinții, a rămas, cum îi zice, și a rămas copiii, domnule. Așa. Așa e tot. La noi se bagă, cum îi zice, cea mai mare hoții cu asociațiile astea, care se fură, dă să rupe. Ce să nu recunosc? Unele asociații de proprietari, nu? Nu, vă spun 99,9%. Cine fură? Dacă am schimbat vreo 5 apartamente în Buzău ăsta. Da. Și până, dacă aici așa ceva, sau mai mă uit eu sunt proprietar? Așa. Conform. Ce să mai bag la mine primăria? La mine primăria trebuie să vină până la fereastră să o intereseze. Nu interesează la mine la bloc. Da. Mulțumim aici frumos pentru intervenție, domnul. Nu am alte probleme. Eu pot să-i dau în judecată pe care plătim impozite, că nu face nimica, o parcare, nimica. Stau în spatele muzeului. Da. Pe cine să dați în judecată? Primăria? Bine, da, pentru că la noi nu face nimic, nici mașinile de dezepezere sau aia nu vine deloc. Nici un gram nu vine. Da, nu aveți pe cine să dați în judecată. Dacă mai aveți și altă întrebare. Așa, altă întrebare. Și am o rugăminte, dacă vreți, dumneavoastră, da, trimiteți o echipă de filmare în spatele muzeului. Da. Noi plătim impozitul în zona zero, numai să veniți la dumneavoastră, vă rog frumos, da, așa. Sau cine știi, să vedeți ce mizerie este. Nu este asfaltat. Când plouă, parcă mai rău suntem ca în Simeon, ca la țară. Da. O să venim, da, mulțumim chiar, frumos chiar pentru... Chiar mă rog frumos, exact în spatele muzeului, pe Caraiman, în spatele muzeului. Da. Astăzi chiar că am pus și eu niște pome acolo, la gunoi acolo. Am înțeles, gata, mulțumesc frumos că suntem în mare întârziere. Deci în spatele muzeului să trecem pe acolo, să vedem cum e. Foarte rapid, haideți să mai vedem o declarație a domnului Boșcodeală, care zice că... La Buzău sunt cele mai mici tarife din țară la gunoi de persoane. Iată, dacă la apă suntem pe locul întâi din țară, la gunoi, din câte înțeleg, suntem pe ultimele locuri, așa, la mărimea tarifelor. Anumite tarife cresc, anumite tarife scad. Dar ăsta da, având în vedere că din 2013 nu s-a schimbat prețul, asta este propunerea RER-ului și a fost adoptată de către Consiliul Local. Practic, de la 20, o familie medie cu 3 persoane, de la 27 de lei, va plăti 33. Nu este cam mult. Buzău este cu tariful aproape cel mai mic din țară la gunoi pe persoană. Da, l-am ascultat pe domnul Boșcodeală, zice că Buzău este printre cum, orașele cu cel mai mic tarif la gunoi, da, din țară, 11 lei. Dădea și un exemplu, domnul Boșcodeală, o familie de 3 persoane plătește pe lună cât 33 de lei, zice domnul Boșcodeală. Dar ar fi fost mai corect, cum am propus eu la un moment dat, să fie și în acest domeniu concurență la Buzău, în așa fel încât
să putem să contractăm serviciul acesta și cu alte firme? Pentru că am spus-o și atunci în ședința de consiliu, repet și astăzi, dar bineînțeles, repet și astăzi, prețul acesta va crește constant. Există, până la urmă, niște înțelegeri între primărie și societatea asta, pentru că s-au făcut niște investiții undeva. Lucrurile par a fi corecte din acest punct de vedere, pentru că Buzău beneficiază la un moment dat și de o zonă unde se tot gunoiul acesta este preluat și transformat în tot felul, peturile duse departe și așa mai departe. Vă referiți la la Cochereanca, la Gălbinaș. Da. Stația de sortare. Dar m-a surprins această afirmație, domnule primar. Unele prețuri cresc, altele prețuri scad. Eu nu știu la Buzău decât prețuri care cresc. An de an crește prețul metru. Nu, să nu spuneți pe aia cu căldura. Ba da, că acolo și-au luat-o. Și-au luat-o cei de cine la RAM, pentru că în toamna anului trecut, în speranța că vor beneficia de această închidere de ochi a NRSC-ului, care a fost constantă și, repet, datorită prezenței acolo în conducerea unor oameni din Buzău, au făcut un demers către ANSC să crească prețul de la 500, prețul real, de la 501 la 560 și da, ceva. E, cei de la ANSC au trimis către primăria Buzău să reducă prețul. Nu că dumnealor au luat această măsură. Deci, și-au furat-o ăștia de la RAM. Și-au furat-o, din păcate. Acum trebuie să ia măsuri, poate deci, și de restructurare. Mai bine ședeau cu minți. Haideți să vedem ce spune domnul Boșcodeală și despre chestia asta cu RAM, unde zice domnul Boșcodeală că și-au furat-o cei de la RAM. Întrebat fiind domnul primar astăzi, cum vine asta? Deci, pe de-o parte, ăștia de la RAM au cerut să crească tariful și cei de la ANRSC, din potrivă, au zis să micșoreze și chiar așa s-a întâmplat. Adică de la 500 de lei, în loc să facă 550, s-a făcut 450. Ascultăm declarația domnului primar. Altceva. Vis-a-vis de... Da. Cum comentați faptul că în ianuarie se propusese mărirea prețului, iar acum în februarie s-a propus un preț mai mic decât cel de dinainte? Bine, s-au făcut socotel. Trebuie să știți că între timp ați văzut și la RER. Noi am scris acolo de majorarea prețurilor în sensul în care doar câteva prețuri se majorează. Dar, de exemplu, și la RER și aici, prețul scade ca urmare a faptului că se reduc valorile care erau plătite pentru recuperarea investițiilor. Dacă ați văzut, măturatul mecanizat scade la aproape jumătate, pentru că valoarea de investiții a scăzut, mașina fiind plătită complet, iar în cazul RAM-ului la fel. Știți că au fost realizate investiții destul de mari la RAM și rate au fost plătite destule și, ca urmare, în partea de cheltuieli, unele capitole au scăzut. Da, l-am ascultat pe domnul Boșcodeală, încercând să ofere o explicație, din câte am înțeles că s-au făcut niște calcule, niște socoteli și da, mai bine să scadă. Este important că a scăzut prețul la măturatul mecanizat în stradă. Este foarte important. Dar când? Păi, s-a mai cumpărat o mașină din asta, ceva da, de genul ăsta. Iar ce spunea dumnealui, că de fapt investiția aceea care a costat foarte mult și de aia acum nu mai se plătește? Nu. Din 2012 nu se mai plătește la acea investiție făcută la RAM. Dar din 2012 prețul ăsta a crescut, prețul real. Deci nu are susținere. Are o problemă dumnealui, crezând că numai dânsul le știe pe toate, dar mai sunt și alții care știu ce se întâmplă cu prețurile acestea în oraș. Și cel mai grav este că Buzăul nu beneficiază de cel mai mic preț, așa cum spune domnul Boșcodeală, sau unul dintre cele mai mici prețuri la gunoi. Nu știu dacă puteți să dați zilele viitoare pe post o situație cu prețurile la gunoi pe țară. E nu un pentru că s-a făcut? Este. O să căutăm și nu noi. Pentru că avem vreo problemă cu RER-ul. Foarte bine, politica RER-ului este una care ia unei societăți private, dar politica primăriei trebuie să fie și a primarului în mod special și a Consiliului Local în interesul cetățeanului. Da, foarte rapid, mai avem un minut și ceva din această emisiune. Tot la domnul Boșcodeală, două declarații făcute off the record, în afara înregistrării, legat de posibilii
candidați, în cazul în care domnul Boșcodeală nu va mai candida, posibili candidați PSD. Domnul Constantin Toma și Sorin Lazar apar așa pe niște informații pe surse. Domnul Boșcodeală înțeleg că nu agrează pe niciunul dintre cei doi, zicând că nu sunt de la PSD sau nu prea sunt de la PSD și nu prea au trecut pe la acest partid. Domnul Constantin Toma, om de afaceri, domnul Toma, am mai zis-o și eu, domnul Constantin Toma fiind om de afaceri, ar face bine să candideze de la PNL, dar nu zic eu, doctrinar, nu de la PSD, un partid care este al oamenilor așa mai sărmani, mai amărât sau mă rog, al oamenilor de rând. Știți la fel ca și mine că se caută pentru candidaturile acestea oameni cu bani. Și bănuiesc că la PSD Buzău nu se mai pot aduce bani, chiar am să-mi zic altfel, nu se mai pot aduce bani din alte surse și atunci trebuie să găsești un om potent, financiar, care să-și asume asemenea responsabilitate. Rău este că domnul primar Boșcodeală nu prea acceptă să existe alți candidați la Buzău. În afara dânsului. În afara dânsului. Da, e de înțeles aici. Da, da, totuși ar trebui să... Niciunul n-ar fi bun, nu? Ați văzut cineva care a stat pe mai mult de 20 de ani a sfârșit tragic. Na, vrea să vină, Doamne ferește, mâine cineva să dea cu pietre în primărie. Bun, și o altă declarație a domnului Boșcodeală să leagă de PNL. Iată, o ultimă săgeată așa împotriva PNL-ului trimisă de domnul Boșcodeală, să lăuda domnul Bădulescu săptămâna trecută că 6 primari PSD au semnat adeziuni că vor candida din partea PNL. Domnul Boșcodeală zice că e taman invers și ăia ultimii 7 primari PNL vor dimpotrivă să candideze pentru PSD, zice domnul Boșcodeală, pe bune ne-a declarat că PNL mai are în momentul de față un singur primar, domnul Marcu de la Berca, iar doi balează între PNL și PSD și s-ar putea să opteze și ăștia doi pentru PSD, descriind situația gravă a PNL-ului de la Buzău. Păi dacă le dăm ca exemplu pe domnul Marcu, nu știu ce a făcut în comunea, dar știu că a făcut un lucru. A ținut Morțiș să nu intre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară cu apa și menține un preț scăzut la apă. Cel puțin în acest punct de vedere are din partea mea toată admirația, că știu că i-a fost foarte greu cu acei consilieri care au boicotat ședințele de consiliu local. Are dreptate domnul Boșcodeală că ăștia de la PNL nu mai au decât dar un singur primar? Eu spun un singur lucru. Fiecare lider politic din ăsta de organizație județeană cel puțin, caută să bage tot felul de zânzanii sau să bage zânzanii fitile în fitile, pentru că de-abia înaintea alegerilor, cu două, trei sau hai cu o lună, vom ști cine candidează, vorbesc de primari, și din partea cărui partid. Pentru că primarul în sine n-are importanță din ce partid vine, să fie gospodar. Pentru mine asta este important. Și trandafirii nu contează? Trandafirii, dacă-s trei, e bine, dacă-s patru sau doi, e rău. Mulțumesc frumos pentru prezență, domnul Barbu. Vă așteptăm mai des aici la Campus TV. Mulțumesc și celor care au urmărit emisiunea noastră. Îmi cer scuze celor care au încercat să mai intre în direct cu noi în ultimele 10 minute. N-am mai putut să mai luăm telefoane. Atât pentru astăzi. Rămâneți pe Campus TV. Urmează jurnalul 8-9 minute. De la ora 20, colega mea Mirela Copariu. Până mâine, când ne întâlnim aici cu domnul profesor Mircea Costache la analiza evenimentelor săptămânii. Eu vă spun la revedere.